Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de miercuri, 8 septembrie. Hai să vedem, pentru miercuri avem 10-le de bâte. Ziua de miercuri o să fie o zi foarte încărcată, cu foarte mult de muncă, foarte multe lucruri de finalizat. Dacă vă faceți o listă și ar fi indicat, ar fi chiar foarte, foarte bine să vă faceți o listă pentru ziua de miercuri cu toate lucrurile pe care trebuie să le faceți, cu ce trebuie să cumpărați de la magazin, cu ce facturi trebuie să plătiți, ce lucruri trebuie să faceți la locul de muncă, ce lucruri trebuie să finalizați prin casă. Faceți-vă o listă cu toate aceste elemente și pe măsură ce începeți să le finalizați de-a lungul zilei, tăiați-le de pe listă. E foarte important în această zi să fiți organizați, fiindcă aici 10-le de bâte ne arată că aveți foarte, foarte multe lucruri de făcut. O să fie o zi încărcată, cu mult de mers, mult de umblat în stânga, în dreapta, de rezolvat acte, de cumpărat lucruri, de achitat lucruri și ca să nu vă scape ceva, ca să nu uitați ceva, ca să finalizați tot ce v-ați propus pentru această zi, e foarte, foarte important să fiți organizați. S-ar putea, mai ales pe la mijlocul zilei, să simțiți că nu mai puteți, că sunteți deja obosiți și gata să cedați. Nu cedați, nu vă dați bătuți, duceți planurile la bun sfârșit pentru această zi. Motoul acestei cărți este nu lăsa pe mâine ce poți face azi. De asemenea, o lecție foarte importantă pentru această zi de miercuri este să învățați să vă faceți priorități. Da, aveți o listă de 100 de puncte, să zicem, 100 de lucruri care trebuie rezolvate în această zi. Dar care sunt cele mai importante? Care sunt cele prioritare? Și aici o să vă dau așa un mic bonus, un mic hint, dintr-o carte care mie îmi place foarte mult, Eat That Frog, care este o carte foarte scurtă. O să vă las link-ul în descriere dacă cumva vreți să o cumpărați și să o citiți. Este un mini manual, să-i spunem, care vă învață cum să vă prioritizați task-urile, activitățile, astfel încât să finalizați cât mai multe activități într-o zi. E foarte bună pentru a o aplica la locul de muncă, dar și la școală, în studii, atunci când învățați pentru un examen, când vă pregătiți pentru un examen. Cu toții puteți să învățați ceva din această cărticică. Link-ul vi-l las în descriere. Lăsați-mi în comentarii ce aduce pentru voi ziua de miercuri și cum ați reușit să navigați toată această aglomerare mentală, dar și fizică, și dacă v-a plăcut interpretarea mea, vă invit pe canalul meu de YouTube unde am pregătit pentru voi o grămadă de alte etalări de tarot. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine! Pa, pa!